Probabil că după ce o să vă uitați la acest clip o să mă întrebați: ce naiba ți-e așa de greu să faci un scenariu? Dar am vrut să fac repede clipul ăsta pentru că, bă frate, situația e gravă. Și dacă nu atrag atenția asupra chestia astea, știți cum se vor fura conturile de Steam? Mai repede decât l-a omorât Sukuna pe Itadori Yuji. Treci odată la subiect că n-am venit pentru glumele tale de rahat. Ok, ok, hai să începem. Motivul pentru care am făcut acest clip este faptul că trebuie neapărat să vă atenționez cu privire la faptul că a apărut o nouă țeapă. Pe deosebire de alte țepe, pentru asta poți să pici mult mai ușor. De unde știu asta? Bine, pentru că și eu am picat în plasă. Ești un prost de aia! Este vorba despre o nouă țeapă, mai complexă ca celelalte, prin care ți se poate fura contul de Steam. Și ca să explic țeapa asta, va trebui să vă spun o poveste mai lungă, așa că rămâneți cu mine, nu știu, luați-vă un poc, un ceva, habar n-am, și e timpul să trecem cu adevărat în pâine. Bun, deci acum câteva zile stăteam și eu pe calculator pentru că ce altceva să fac, un om ca mine fără viață, și primesc un mesaj pe Discord. Și încă nici la acest moment nu știu dacă să îi pun numele de la Discord în videoclip sau nu, pentru că nu vreau să-și ia hate tipul, dar totuși ce a făcut el nu mi se pare ok. Și nu știu dacă o să mai facă chestia asta cu alți oameni sau nu. Și de atunci am făcut prima mare greșeală din toată chestia asta, și anume i-am răspuns la mesaj. Și vă dați seama, dacă nu îi răspundeam la mesajul ăla, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat. Și acum oare vă întrebați, de ce ai răspunde la mesaj? Ei bine, pe atunci am văzut că făcea parte din firma mea de Eurotrack. Bine, nu dețin eu vreo firmă sau ceva, mai exact din firma din care fac și eu parte, și anume Prime Logistics. Și m-a întrebat dacă am un minut la dispoziție. Eu credeam că, bă frate, poate are vreo întrebare legată de firmă, și am zis că hai să-l ajut să vedem ce e. După aia îmi explică el fain frumos că cică mi-ar fi dat report din greșeală la contul de Steam pentru că i-am dat scam, chiar dacă eu n-am vorbit cu tipul ăla niciodată, și a primit un răspuns oficial de la Steam căci că contul meu va fi banat și voi primi și ban IP. Și bă, mi-a trimis o poză cu tichetul pe care l-a făcut, iar poza aia părea să fie foarte, foarte pe bună. Adică numai uitați-vă acum pe ecran, e același layout ca la un ticket pe Steam. Nu știu de voi, dar eu cel puțin unul când am văzut poza aia, mie mi s-a părut treaba că era pe bune. Și astfel, după mi-a spus că trebuie să îl ajut să explice la Steam situația că eu nu am fost implicat în scamuri și că de fapt sunt inocent. Și apoi desigur, crezând că treaba e pe bune, am zis că să accept. Iar ca să explic situația, tipul mi-a spus că trebuie să adaug pe Steam un admin de la Steam. Bun, am dat click pe profilul presupusului admin de la Steam și atunci trebuia să-mi pice fisa că chestia asta ar putea fi o țeapă, dar ghiciți ce? Tot nu mi-a picat, pentru că profilul acelui tip, care cică era admin la Steam, era pe privat. Și dacă sunteți utilizatori de Steam și faceți afaceri sau chestii de genul, ar trebui să știți și voi că un profil privat nu prea e un semn bun. Și atunci mă gândeam că singura opțiune ar fi să adaug pe tipul pe Discord. Deci vă zic de pe acum, tipul ăla de fapt nu era admin, era cineva care se credea drept admin. După aceea, omul acela mi-acceptă pe Discord și îi explic situația că tipul acela mi-a dat report la contul de Steam și că aș vrea să explic faptul că sunt inocențiu. După aia mă pune să-i trim niște poze cu conversația cu tipul pe care cică mi-a dat report. După aia îmi mai cere încă o poză cu ce am cumpărat în ultima vreme. Și pe aia m-am băgat pe Steam, fain frumos, am intrat la Purchase History, i-am trimis o poză de acolo. Puțin înainte să-mi ceară Purchase History-ul, mi-a trimis un videoclip în care arăta mult mai multe chestii despre profilul meu și că acolo apărea un report. Și bă, din nou când am văzut chestia asta, mie mi s-a părut că treaba era pe bune. Eu credeam pe atunci că tipul chiar lucra la Steam. După ce am trimis chestiile pe care le-am cumpărat în ultima vreme, mă pune să mă deloghez de pe contul de pe Steam ca să se poată loga în baza de date. După aceea, mi-a părut să-i confirm ceva pe telefon. Dacă vă întrebați, nu, nici atunci nu mi-a picat fisa. Probabil era o confirmare de că e prostă sau ceva. Dar oricum, i-am confirmat. După aia, mă pune să intru pe mail și să-i dau ceva cod. Și culmea, nici atunci nu mi-a picat fisa. Că aparent codul ăla era codul de la SteamGuard. Bun, eu ca prostul intru iarăși pe mail și îi dau codul. Bun, după ce am dat acel cod din nou din prostie, am primit mai multe mail-uri. Și ghiciți ce au fost mail-urile alea? Număr de telefon șters, parolă schimbată, mail schimbat. Și dacă vă întrebați, nu, nici atunci nu mi-a picat fisa. Și ce mai probabil vă gândiți acum, bă, dar nici să vrei n-ai cum să fii așa de prost. E bine, uitați, eu am fost atât de prost. Dar pentru asta mă iubiți. Iar de aici începe năcazul cu adevărat.
pentru că fiți atenți. După ce s-au întâmplat toate astea, începe să-mi explice fain frumos faptul că dacă doream să-mi șterg banul de pe cont și să mă pot loga din nou pe contul de Steam, trebuia să cumpăr cripto în valoare de $300. Bine, vă dați seama că nu am cumpărat absolut nimic, dar când am văzut vestea aia, era în cea gen, glumești cu mine, X-Slader? Atunci, în momentul ăla, efectiv am rămas fără cuvinte. Tot mă gândeam, de ce mi-ar cere un angajat la Steam bani ca să-mi iau contul înapoi și să șteargă un amără de report? Probabil pentru că nu era admin? Da, mă, înțeleg, dar eu eram prea prost pe atunci să-mi dau seama. Bine, încă îs prost, dar nu, cum am zis și acum puțin timp în videoclip, nici să vrei n-ai cum să fii atât de prost. De asemenea, ca să mă convingă să-i cumpăr cripto, insista foarte mult pe faptul că mi-ar trimite banii înapoi și mi-a trimis și un clip cu opțiunile pentru ce poate face de la contul meu și opțiunea să-mi trimită refund. Dar totuși, măcar atunci am fost suficient de deștept să realizez, bă, frate, dacă chestia asta e cam riscantă, cum știu că primesc banii înapoi? Nu mai țin minte exact cum mi-a explicat acest proces și motivul pentru care trebuie să-i cumpără banii, cumpăr atâta cripto, dar știu că era ceea genul că trebuia să verifice ceva date de tranzacție sau habar n-am. Dar bă, frate, mie nu mi se părea normal, efectiv. De ce cineva de la Steam și-ar cere să-i cumperi cripto și e atât de mare? Bă, dacă chiar era angajat de la Steam și vrea să verifice tranzacții sau ceva, nu știu ce date, ce probabil cerea cardul, făcea o mică tranzacție, gen să zice maxim $1 și după aia să dea banii înapoi și aia era. Dar nu 300! Pentru că așa e și pe Amazon. Când îți faci trial-ul pe Amazon Prime, trebuie să-ți verifice cardul și o să fac o mică tranzacție, nu mai știu cât, dar puțin. Îți ia puțin de pe card. Dar după aia îți dă banii înapoi, fix după aia, pentru că tranzacția aia e făcută doar ca să verifice cardul. Nu, mă, deci atunci vă dați seama că eram cât de cât căcat pe mine, bă. Nu știam efectiv ce să fac și insistat tipul ăla să mă grăbesc, pentru că altfel îmi bana contul de tot și nu vrea să piardă timpul, zice atât rahaturi de alea. Bă, eram căcat pe mine, mă, nu știam ce să fac, bă. Am vorbit cu toată lumea, am vorbit cu mai mulți prieteni, până când am vorbit cu Manole sau Caze, sigur trebuie să-l știți. Omul meu, Manole, m-a invitat pe un server de Discord și anume r/steam. Vă puteți da și voi seama dacă folosiți Reddit că era serverul de Discord al comunității r/steam. Adică oameni care folosesc Steam și au creat o comunitate pe Reddit. Și apoi mă bag acolo pe serverul lor de Discord și exista un canal pe nume Community Support. Și m-am decis totuși să întreb acolo. Să întreb acolo dacă este altă metodă să șterg un report și să-mi iau contul înapoi ca să nu plătesc $300 în cripto. Și până când a venit fain frumos un om de pe serverul acela și mi-a confirmat într-un limbaj respectuos, bă, da, prost ești. Mi-a explicat fain frumos că, bă, frate, chestia aia e o țeapă, tipul ăla care ți-a dat mesaj pe Discord nu e admin la Steam, videourile și pozele sunt fake, practic contul meu a fost furat. No, super, și eu ce fac acum? După aia mi-a explicat fain frumos cum să trimit un ticket la Steam și să dau, cum să dau cât mai multe informații, să dau screenshot-uri de la conversații și cât alte cele. Mi-a explicat exact ce date trebuie să bag acolo în ticket și așa mai departe. Și atunci am trimis fain frumos un ticket către Steam. E bine, cred că ce îmi probabil acum vă așteptați la un final fericit, nu? E bine, spre surprinderea mea, da, s-a terminat bine. Peste câteva ore primesc un mail de la Steam, angajatul de la Steam, bă, își cere scuze că s-a întâmplat asta cu contul și apoi mi-a resetat e-mailul și informațiile de la login. Și poate mă întrebați ce naiba înseamnă toate informațiile astea. E bine, pe scurt, mi-a dat contul înapoi. De acolo totul a fost bine. Și aici am vrut să ajung cu videoclipul acesta, pentru că vreau să spun că din această experiență sunt mai multe lucruri de învățat. Bine, în afară de faptul că să nu răspunzi la mesaje de pe Discord, da. În primul rând, dacă cineva ți-ar fi dat report la cont și dacă contul tău ar urmea să fie banat, vei primi un mesaj ori pe Steam, ori pe e-mail, nu altundeva. Nu o să zică niciodată persoana care ți-a dat report că, bă, frate, ți-a dat report la cont și ți-ai ban, papa. Și plus, un cont de Steam nu se banează pentru un singur report. Pentru că un cont de Steam să fie banat, trebuia tipul ăla să mai cheme încă vreo 200 de prieteni de ai săi ca să-mi dea report la cont și atunci probabil că ar fi fost verificat și, desigur, chiar dacă are multe reporturi, contul acela se verifică și dacă după verificare contul este clear,
nu va fi banat. Deci dacă se trezește o persoană să zică că va da report din greșeală și nu va apărut pe mail sau pe Steam sau ceva că urmează să fii banat sau că ai fost banat, atunci nu băga chestia asta în seamă. Bun, în al doilea rând, angajații de la Steam nu vor comunica niciodată cu tine prin alte surse decât e-mail și Steam în sine. Adminii de Steam nu au Discord, cel puțin nu știu eu să aibă. Deci dacă vreun angajat de la Steam ar vrea să spună ție ceva personal, cel mai probabil o să o facă prin e-mail. Adică nu cel mai probabil, cu siguranță o să o facă prin e-mail. Sau dacă are cum, prin Steam. Ăsta este motivul și pentru care și cei cu experiență ar putea să pice pentru asemenea țapă. Pentru că ei au impresia că vorbesc cu cineva care este angajat la Steam, care are cât de cât un grad de putere asupra utilizatorilor de Steam și a comunității și astfel să creadă absolut tot ce le zice. Și chestia e că, dacă cumva plătești, pe lângă că ți se fură contul, îți mai fură și bani extra. Acum, dacă mă întrebați că ce se fac cu conturile alea, nu știu exact ce se întâmplă după ce un cont este furat, în asemenea fel, nu știu, se vând pe site-uri sau alte lucruri. Dar oricum, în rest, sper că nu am venit prea târziu să vă atenționez cu legat de această țeapă și desigur încă un reminder clasic că să aveți grijă în ce comunități intrați, pentru că s-ar putea să dați de oameni de genul. Iar dacă printre voi sunt persoane care sunt implicate în așa ceva și fac chestii de genul, trebuie să știți faptul că ceea ce faceți nu este deloc ok. E ca și cum aș jefui pe cineva de lucrurile pe care le are el mai bune, cum ar fi portofel, bicicletă sau chestii de genul. Este exact același lucru, chestia asta nu e ok. Și ce vă recomand? În loc să furați ce au alții, încercați să faceți ceva ce este al vostru. Cu timpul în care faceți clipuri falsificate și poze falsificate și atrageți copii în a vă da contul și a le fura după aia, cu timpul ăsta ați putea face chestii mult mai productive, cum ar veni să vă începeți propria afacere cu toate aceste talente, astfel să vă creați un website, să vindeți diferite produse sau să faceți orice, ca să câștigați și voi un bănuț cinstit. Dar în rest, cam asta a fost clipul de astăzi. Nu uitați, care folosiți Steam, aveți mereu grijă, țineți cont de toate chestiile pe care le-am zis. Deci, un admin de la Steam niciodată nu o să vă vorbească cu voi prin Discord. Dar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!